slava lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vocea mea e poate puțin diferită azi dimineața, dar sper să pot să mă auzi. Vom citi din Estera 5, știu că am ajuns la 6, dar aș vrea să citesc un text în Estera 5 și apoi Estera 6. Înainte să citesc, vreau să transmit salutări la Biserica Domnului Iisus Hristos, care este la Bacău. Weekendul ăsta am fost acolo cu voi și m-ați primit foarte bine. Unii dintre voi sunteți pe proteine și vă transmit salutări. De obicei, când mă duc undeva, unde merg de obicei, nu prea împărtășesc pe proteine, dar am vrut să vă salut, frate și soră de la Bacău. Dumnezeu să vă binecuvinteze și continuați să faceți voia Lui. Estera capitolul 5. Estera capitolul 5 este la versetul 11. Citim: Aman l-a vorbit despre strălucirea bogaților lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie și despre locul pe care îi dăduse mai presus de capetenile și slujitorii împăratului. Și a adăugat: Eu sunt chiar singurul pe care împărateasca Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospătul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câte vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poartă împăratului. Nevasta sa Zerea și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineața cere împăratului că Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăți cu împăratul. Parerea aceasta a plăcut lui Aman și a pus să pregătească spânzurătoare. Am citit acest text pentru a arăta un lucru. Soția lui, nevasta lui Aman, prietenii lui, apropiații lui, știau toți știau că Mardoheu este un iudei. De fapt, planul lui Aman împotriva poporului lui Mardoheu e pentru că a aflat din ce popor face parte. Și în acest text vedem foarte clar că spune: dacă toate aceste lucruri frumoase care se întâmplă în viața mea nu sunt nimic atâta timp când o să văd pe Mardoheu, iudeiul acela. Și totuși, atât soția lui și prietenii lui, când aud că Mardoheu este iudei, îndrăznesc totuși să-i spună: fă o spânzurătoare pentru el, apoi să te duci vesel. Problema este că un capitol după, același soție și probabil același prieten, care aici, Biblia spune așa, la versetul 13, Estera 6 cu 13, Aman a istorisit neveste sale și tuturor prietenilor săi tot ce se întâmplase. Din nou, nevasta lui și prieten. Și înțelepții lui și nevasta sa Zeresh i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea care a început să cază, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui. Păi stai puțin, doamna Zere și prietenii lor, voi știați că Mardoheu e iudei deja din capitolul 5 și nu ați avut nicio problemă să spuneți: fă o spânzurătoare pentru el. Dar acum când el povestește ce s-a întâmplat, știi, dacă Mardoheul respectiv este un iudei, nu vei putea face nimic pentru el. Știau că e iudei dinainte, dar n-au avut același cuvinte. Aici ei spun cu totul o altă poveste. Ce se întâmplă?
pentru că există iudei și iudei. Există unii care se cheamă iudei, dar care nu sunt iudei. Există creștini și creștini. Există copii al lui Dumnezeu și copii al lui Dumnezeu. Ei știau foarte bine că este iudei, dar știau că există iudei și iudei. Prima dată când au auzit că Mardoheu iudeiul, au zis ok. Dar de data asta totul s-a schimbat. Știți de ce? Pentru că când Aman a venit și a istorisit, ce s-a întâmplat? Automat au zis, ăsta nu este doar iudei așa, e cu adevărat un iudei. De ce? Pentru că Dumnezeu lui Mardoheu s-a manifestat. Exact omul care vrei să-l spânzuri, exact omul care vrei să-l distrugi. Azi ai făcut spânzurătoria lui. A doua zi, împăratul te pune să te duci în locul deschis al cetății, el pe cal și tu pe jos și tu să strigi. Așa se face omul care vrea să-l cinstească împăratul. Nu, 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 nu. Vei cădea înaintea lui. De ce? Pentru că au văzut că s-a manifestat Dumnezeu lui Mardoheu. Și atitudinea lor s-a schimbat. Și vreau să-ți spun, fratele meu și sora mea, atât lumea aceasta vizibilă, atât lumea invizibilă, nu se teme de noi că purtăm nume de creștini. Nu se teme de noi că zicem suntem copii al lui Dumnezeu. Nu. Pentru că la fel ca Zeres și înțelept, lumea aceasta, atât vizibilă și invizibilă, înțelege că există creștini și creștini. Înțelege că există copiii lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Când lumea aceasta, atât vizibilă și invizibilă, va vedea cum se manifestă, nu Dumnezeu, Dumnezeul tău. E o diferență. Odată am fost în biserică, am zis, e o diferență între Dumnezeu și Dumnezeul tău. Dumnezeu este cel atotputernic. Dumnezeu este cel care depășește, cum să spun, concepția noastră chiar. Nu îl putem explica. Dumnezeul tău este percepția ta despre Dumnezeu. Și în viața ta, cel care intervine nu este chiar Dumnezeu, este percepția ta despre Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte, hai să spun asta în alte cuvinte. Credința ta te-a mântuit. Da, asta intervine. Facă-ți-se după credința ta. Asta intervine. Da. Pentru că dacă Dumnezeu în toată splendoarea sa, care noi nu o putem cuprinde, intervenind în viața fiecăruia, trebuia să intervine la fel. Trebuia să vedem exact același intensități de putere, de impact. Dar nu este așa. O să vezi că la unii lucrează la un nivel, la altul lucrează la un alt nivel mai mare și nu pentru că Dumnezeu e partiditor, nu. Pentru că pur și simplu fiecare are o percepție diferită despre el. Pentru unii poate să facă doar anumite chestii mici și le face. Asta e credința lor. Pentru alții el poate opri chiar și soarele și luna. Și așa se manifestă în ceea ce îi privește pe ei. Deci e foarte important să înțelegi că lumea aceasta atât vizibilă și invizibilă nu se teme de tine că ești creștin. Nu se teme de mine că mă numesc creștin. Nu, nu, nu. Se va teme, respectul se impune când ei văd cum se manifestă Dumnezeul nostru. Cum se manifestă Dumnezeul tău. Atunci o să spună, stai puțin, asta nu este orice creștină. Asta nu este orice creștină. Asta nu este orice copil al lui Dumnezeu. Ei fac diferența. Există iudei și iudei, există creștini și creștini. Și în această dimineață, ca să nu fiu lung, te provoc să fii un creștin, să hotărăști, să nu fii un creștin care cântărești ușor în balanță. Ți-amintești regele care a luat ustensilele din templu
și a sărbătorit, s-a înveselit în cartea lui Daniel și omul a scris, zice, ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. Nu fi un creștin care este ușor în balanța spirituală. Otarește-te să cântărești greu. Otarește-te să fii puternic, puternică. Asta chiar a fost mesajul care am partășit cu frați ieri de la Bacău. Otarește-te să fii puternic. Și nu poți să fii puternic dacă în mod conștient și voit nu faci anumite exerciții spirituale. Puterea nu vine așa, doar așa. Nu, nu, nu. Deci otarește-te să fii genul ăsta de iudei, genul ăsta de creștin, genul ăsta de copil al Dumnezeu. Și îți garantez, nu se întâmplă doar așa. Când te uiți la cum vorbește Mardoheu, la Estera și spune, dacă tu vei taci acum, izbavirea va veni pentru iudei din altă parte. Dar tu și familia ta veți pieri. Un așa om de credință n-a ezitat să își împună sac și cenușa când trebuia. N-a ezitat să țină post când trebuia. Și când i s-a trimis haine, le-a refuzat, a zis, nu e momentul să mă îmbrac. Și a venit o haină mai mare de slavă. Otarește-te să fii un creștin care cântărește greu. O creștină care cântărește greu. Asta, tu otarești asta. Nu e arbitrar așa, nu, pentru că Dumnezeu nu este partiditor. Tu vei otari asta și Dumnezeu să ne ajute să cautăm o statură, o măsură mai mare. Dumnezeu să te binecuvânteze.